Da, Parlamentul României, astăzi, da, 2023, secolul 21, cum vrei tu să-i spui. Da, bine m regăsit, prieteni, asta a făcut șoșoacă astăzi la tăierea pensiilor speciale pentru parlamentari. Da, o doamnă pe care nu mai cuprinde legea. Legea este mult prea slabă pentru Doamna. Pur și simplu, acum îți vin în minte acele repetate cereri de control psihiatric la parlamentare. Le-au cerut cei de la PNL, le-a cerut președintele Asociației Române de Psihiatrie acum vreo 3 sau 4 ani. Da, Senatul la un moment dat a votat pentru controlul psihiatric la parlamentar, ministru, președinte. Camera deputaților a spus, vai, dar e frică de seringă, nu mergem la lenea. doctorul, da? Și a căzut legea. Acum, văzându-o pe doamna asta, sincer, mie mi-ar plăcea să fie acolo și o echipă medicală pentru sănătatea poporului, în mod evident, pentru că poporul, prin aleșii săi, prin reprezentanții săi, poate să o ducă mai bine poporul ăsta sau poate să nebunească. Aici deja e o chestiune care ține de medic și uneori de medicație pur și simplu madame nu mai poate rezista tentației să facă circ. Domnule, eu vreau să fac circ. Da? Sunt o vedetă, lumea mă recunoaște, e adevărat că multă lume se ferește de ea, dar ea vrea să fie vedetă. Dar mai este o chestiune. O chestiune care ține de lege. Este un articol, mi se pare, 239 sau 259 în codul penal, o să-l caut și o să-l pun imediat aici, care se referă la distrugerea de documente. Da? Ce zice codul ăsta penal. Că se face pușcărie de la un an la mai mult, mi se pare la 3 sau la 5, Da, dacă te apuci de distrugi, să distrugi documente. Scurt, scurt. Da? Zice legea? Zice legea. Hai să vedem. Și trei colegi care nu votează, speciale de parlamentari au fost eliminate. Ați văzut, da, aici nu mai poate să meargă în fața judecătorului să-i spună, domnule, nu s-a văzut că nu erau, știi, acolo erau alea niște foi și din... am strănutat și au căzut jos. Nu. Aici se vede foarte clar cum le ia, le rupe și le aruncă pe jos. Aici trebuie să intervine legea. Doar că în Parlament, probabil, atât de mult s-au încălcat, încălcat legile, că le este frică să pună legea în aplicare. Să o ia frumos pe doamna Șoșoacă, dacă se împotrivește, există totuși un chestor care cheamă jandarmii, polițiștii, ce au fi acolo, că este pază permanentă, pot chema și medicii cu chestia aia așa mai, cu cămașa aia, aia, cu mâneci un pic mai lungi, care se nadă un pic la, la, spate, și o iei, tată, o iei și o duci, că poate doamna suferă, poate să sufere de tot felul de afecțiuni, poți să o pui într-un arest, da, până așa, vine dreptul la judecată. O ducem în fața judecătorului. Judecătorul poate să spună, domnule, mi se pare cam emotivă, mi se pare cu nervi franjuri, așteptăm echipa medicală. Echipa medicală vine, o testează și dacă e cazul, hotărește. O ducem la spital, acolo în spitalul la un pic mai, mai ciudat, așa mai, mai, bine izolat fonic, cu gratii la ferestre ca să nu facă tot felul de chestii, sau o trimitem acolo unde scrie legea un an de pușcărie până la nu știu câți ani de pușcărie. Înțelegeți? Aici deja vezi că România nu mai funcționează. România funcționează așa, ai avut vreodată probleme cu pompa de benzină la mașină. Știi, face hâc, 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 tot merge, merge un metru, iar hâcâie, iar odată am avut o chestie asta da? și mi-am dat seama, la mașina mea iubită, la Volkswagen, nu la Polo, de care râde fica mea de câte ori mă urc la volan, știi, ai iubirea mea, așa zice, asta e iubirea lui tata, Ok? Și hâcâie. No, exact așa face România. Are o chestie la alimentare sau benzina e proastă alegem noi foarte prostește benzina de la pompă, pompa e defectă pur și simplu, sau noi suntem atât de obișnuiți cu căruțele alea de F-mediu, încât pur și simplu, ce domnule, mașina, ne facem un selfie lângă ea, punem ceva lângă și suntem în secolul 21. Înțelegeți? Adică am ajuns undeva la un fel de sfârșit al istoriei, dar nu e de care povestește Fukuyama, nu, nu, Fukuyama era un, un optimist. Doamne, gata, democrația va fi peste tot, o oh, să vedeți ce frumos va fi în toată lumea asta, liberalismul a învins, societățile libere au învins. Nu, nu, noi suntem la sfârșitul istoriei că se epuizează istoria sau ne-a epuizat pe noi că nu suntem pur și simplu obișnuiți să facem istorie, să generăm istorie de 30 de ani, tot așa cârpim, știi? Istoria e un fel de conductă prin care trece apa caldă și mai pușcă din când în când, iese acolo un fir, iese acolo un fir și noi tot cu leocoplastul la vechi la care, știi, ne, l puneam pe undeva prin pe acolo pe la călcâi să nu mai roadă pantofii, că era ori prea mari, ori prea mici. Așa am fost noi istori, în istorie, ori cu pantofi prea mici, ori cu pantofi prea mari, dar ok, și luam leucoplastul ăla și legam conducta să nu mai puște. N-am înlocuit-o. Să zicem băieți să înlocuim sistemul comunist cu sistemul capitalist. Nu, nu, nu. Am vrut așa o chestie, dar știi, merg la dentist, trebuie scoată să mă iau dar dacă faceți cumva să nu mă doară. Păi ce să fac? Nu știu, pe ceva pe moment puneți-mi o cremă de aia care anestezează și mă duc acasă. Și după urlu că toți dentiștii sunt niște pai de mine. Dar eu n-am vrut să mă las pe mâna... Pentistului care a făcut facultate tocmai ca să nu mă mai doară pe mine mă seama. Înțelegi? Exact asta se întâmplă și în politică. Și se întâmplă deja și în societate. Uite, ați văzut nebunia asta între ministru și cei care cer să aplice până la 1 iulie ceea ce trebuie să aplice, o lege promulgată de președintele Iohannis, o lege votată de Parlament, da? legea aia prin care bolnavii de cancer pot ajunge mai repede la tratament și pot fi salvați. Bun, n ai nicio problemă cu asta. Domnul Rafila vine, ține uh, discursuri uh, interesante din punctul lui de vedere, în timp ce uh, oamenii ăștia care suferă de cancer așteaptă telefonul la salvator prin care să li se spună da, puteți veni la tratament, puteți veni la etc. etc. Bun. Uh, educație sanitară în școli, vai, dar nu se poate. Dar trebuie să avem educație religioasă. Educație religioasă ca să învățăm ce. Uite ce învățăm de la Facebook, nu de la uh, școală. Da? Vedeți aici. Domnule ei varză, dacă mănânci varză, tu și iepurile, da? Nu veți mai fi bolnav niciodată. O oh, ia chestia asta, nu știu ce, rădăci te scapă de cancer. da, Scap de toate celulele canceroase. Uitați-vă ce scrie de 100 de ori mai puternice decât chimioterapia, adică tot felul de tâmpenii care vin pe o filieră așa numită religioasă și aici aștept un punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române care să vină să spună, băi, terminați cu porcările de evu mediu. Medicul -i medic și baba e baba de pe șans, dacă care îți dă frunze de leuștean să te vindeci de gărgăuni. Înțelegi? Nu avem nicio problemă. Și apoi ne mirăm că, uite pe profesorul Naumescu și spune foarte clar, Domnule, suntem speriați noi profesori. Vin în anul 3 studenți și nu știu chestiuni esențiale despre societatea în care trăiesc. Da? Nu știu să facă diferența 25-30% între guvern și parlament. Mama mie! Adică te gândești, voi vorbiți de viitorul țării acolo prin parlament? În Ministerul Educației se vorbește de viitorul țării? Noi înșine din societate vorbim de minister de viitorul sări. Noi nu avem voie să, să ridicăm clonțul, băieți. Pentru că pur și simplu nu ne preocupă nimic. Da? Absolut nimic. Educația învață pe de rost. Politica ai ales, lasă-i să facă circ nu avem nicio problemă cu asta. A, copiii! Doamne, trebuie să plece în străinătate, să se realizeze acolo, să nu-și crească copiii, să nu ne vedem nepoții, că, uite, cresc în societatea asta, că n-am fost în stare. Da, că noi stăm și răbdăm și poate ne mai trimit câte 100 de euro să plătim gazul, să plătim lumina, nu e așa? Și deja am învățat să umblăm pe Skype și ne vedem nepoții și poate că atunci când merg ei în vacanță, îi aduc la noi sau ne cheamă pe ei noi la ei acolo, în societățile dezvoltate, să ne mirăm și noi cum tu mi să ești în Franța, în Spania, în Italia, în Germania, în Olanda și lucrurile sunt mai, mai, ieftine decât la noi și salariile sunt mai mari și te duci la muncă și te duci cu chef de muncă. Sau... Oare cum s-a întâmplat minunea asta? Înțelegeți? Aici deja derapează o societate și când derapează o societate, băieți, țara nu mai are nicio importanță, nici măcar dacă se uită în oglindă. Asta să ne intre în cap să ne intre în cap pentru că n-am fost în stare să dăm cu ăștia de pământ. Da? Eu sunt curios că să, să, știu oare ce gândește un alegător al lui Șoșoacă. Când, vede cu, când o vede cu fluierul ăla, dă să meargă cu fluierul în gură. Când o vede făcând circ acolo, rupând documente oficiale. Când o vede urlând, da, dita mai acolo, dita mai ia pe ea. Oare ce gândește? E fericit. Fă și tu ca șoșoacă, bă. Vezi că e roșu la semafor. Du-te mă și treci la semafor și fluier așa în nasul polițistului. Vezi dacă și ție se întâmplă cum îi se întâmplă la șoșoacă. Adică la șoșoacă nimic și ție să vedem cât e de, mare amenda. Du-te și tu pe mijlocul drumului și fă așa la drâla, drâla, și cântă deșteaptă-te române. Vezi dacă nu te ia vreo salvare, îți spune aia cu mânecuță, da? cămășuța aia cu mâneci lungi, și o să vezi cum vin neamurile să spună, dar domnul doctor, dar până acum nu au făcut de-astea. Dați-i, doamnă, dăm un medicament, nu mai bea porcule, că ai tăbăut și de-a spus să nu mai bei. de ai ajuns aici. Uite ce spitali. mă faci de rușine în sat. Asta este băieți România. Se face singură de rușine în sat. Știi care e satul? Satul global. Ăla care totuși jumătate din satul ăsta global are încredere în viitor. Vorbește despre inteligență artificială, despre roboți pe Marte, despre inovare. Și noi vorbim despre ce? varza. Nu uita să luați varză, în momentul ăla veți fi ca iepurii de sănătoși. De fapt, toată țara asta se pare că e un iepure. Se privește în oglindă și fuge de ea însăși. Sănătate!